Dragi prieteni, bine v-am regăsit. Există momente care schimbă vieți. Există momente care schimbă oameni. Și există oameni al căror sfârșit naște noi începuturi. Acei oameni merită neuitarea noastră. În memoria victimelor din Clubul Colectiv, vă propunem un moment de reculegere. Mulțumim! Săptămâna trecută, 10.000 de români, cei mai mulți tineri, au ieșit în stradă. Și au făcut asta pentru a protesta la adresa unui sistem politic profund infectat de corupție și amatorism cras. Habotnicii i-au numit pe protestatari, ca și pe cei din Clubul Colectiv, sataniști. Deși necuratul se ascunde întotdeauna în altă parte. În rândul celor care ne conduc și ne fură. Al celor care ignoră legea. Al celor care își bat joc de oameni. A celor care distrug vieți cu necinstea și nepăsarea lor. Cei din stradă nu sunt sataniști, nici anarhiști. Sunt doar români care vor să trăiască în România. Într-o Românie curată. Deloc stimați politicieni români, de un sfert de secol ne conduce spre sărăcie, abrutizare, abuzuri și moarte. Gata, ajunge. Ne ajunge. Una dintre victime este și colegul nostru, cameramanul Bogdan Moleșag. În seara zilei de 30 octombrie, Bobo, cum îi spun prietenii noștri, se afla în Clubul Colectiv. A suferit arsuri grave și în prezent e în Belgia. Bobo are nevoie acum mai mult decât oricând de sprijinul nostru al tuturor. Cei care doresc să-l ajute o pot face depunând orice sumă de bani în conturile afișate pe ecran. Acestea fiind zise, e timpul să mergem mai departe, fără a-i uita însă pe cei care și-au pierdut viața sau încă zac pe paturile spitalelor. Începe cronica Cârcotașul.